lansarea programului politic denumit Constanța Renaște. Spuneți-ne, vă rog, care ar fi principalele motive pentru care candidați la funcția de primar al Constanței? După 20 de ani în care am avut așteptări de la clasa politică să facă ceva, nici nu m-ar fi interesat ce partid anume, să facă ceva pentru orașul ăsta, ne-am dat seama și eu și colegii mei că nu avem altă șansă decât să ne implicăm politic. În 2016, din cauza abuzurilor, mizeriei din Constanța, din cauza asta ne-am activat și civic, apoi și politic. Și realizăm și astăzi, după atâta vreme, și după ce am avut în 2016 o mare ocazie care a fost ratată, avându-se o mare șansă, realizăm că nici acum nu există altă speranță decât varianta pe care o propunem noi, USR Plus. Toate acele blaturi care s-au făcut de-a lungul timpului, toate acele complicități și încrengături din politica asta constanțeană ne-au dus unde ne-au adus, în prezent. E un oraș, din păcate, care putea fi fanionul Constanței, din păcate un oraș murdar, un oraș din care ne pleacă tinerii. Zilele trecute a plecat un coleg al meu, medic, care predă și la facultate, a plecat cu toată familia în Anglia. Vă dați seama ce tragedie pentru noi toți cei care rămânem. Nu putem sta cu mâinile în sân. Simt că mă sufoc dacă nu fac ceva și dacă nu luăm noi taurul de coarne și dacă nu facem noi aceste schimbări, nu le face nimeni. Pentru mine e absolut clar lucrul ăsta. De asta am făcut un efort împreună cu toată echipa, ne-am mobilizat, am venit cu un program foarte realist pentru constanțeni, un program de dezvoltare se numește Constanța Renaște, un program care are la bază niște proiecte concrete bazate pe fonduri europene. În perioada următoare, doar pe fonduri europene vom reuși să ieșim din subdezvoltare și din mizerie. Urmând ca ulterior, odată ce va fi repusă pe făgașul ei normal activitatea economică în Constanța și vom avea tot mai multe fonduri la bugetul local, vom putea dezvolta multe alte proiecte. Personal, ce simțiți sau care este sentimentul pe care îl aveți vis-a-vis de faptul că, iată, aici, pe plan local, principalele forțe de dreapta ale orașului nu s-au putut ajunge la un consens pentru a da o șansă și mai bună în această luptă pe care o aveți cu partidul care a condus atâta timp orașul? Era bine să fie ajuns la un consens, dar după atâția ani de USL se pare că le e greu celor din PNL să se desprindă și să vină alături de noi. Merg pe acea variantă perdantă din 2016, este problema dumnealor. Concurăm singuri, nu avem o problemă să facem lucrul ăsta și să demonstrăm că suntem mai buni și decât unii și decât alții. Acum lamentările mi se par chiar jenante, mai ales din partea unui partid care se vrea partid istoric, partid mare. Ei se lamentează că n-au sprijin. Nu, în felul ăsta în care au pus problema și văzând clar că nu-și doresc o schimbare, nici nu vor avea sprijin. Singura șansă de schimbare vine din partea Alianței USR Plus, la Constanța. Constanțenii trebuie să înțeleagă, sper să înțeleagă lucrul ăsta și să nu mai fie păcăliți încă o dată și să tragă ponoasele pentru zeci de ani de acum încolo. Avem acum șansa unei schimbări reale și această echipă extraordinară care e în jurul meu poate aduce schimbarea la Constanța. Suntem foarte încrezători în forțele noastre. Dacă PNL ar fi vrut să existe într-adevăr șanse mult mai mari pentru o schimbare reală și n-ar fi dorit să își conserve șansele acolo unde au primari, ar fi promovat și ar fi adus la îndeplinire proiectul acela al alegerilor în două tururi. L-au promis, ni l-au promis și nouă, nu l-au realizat. Suntem în această ipostază de a ne lupta fiecare pe culoarul lui și de a demonstra că suntem cei mai buni și avem cea mai bună variantă pentru Constanța și sunt foarte încrezător în ea. Ați prezentat un proiect în 12 capitole, foarte bine arată pe hârtie, care va fi în momentul în care veți ajunge primar, care va fi prioritar, lucruri pe care îl veți face prima oară?
Sunt o serie de măsuri pe care le vom lua în primele 2 luni, 6 luni, primele 12 luni. Vom face o conferință de presă cu aceste măsuri pe care le vom lua de la bun început. E absolut necesar să facem o evaluare a organizației, a administrației publice, a primăriei și în funcție asta să reorganizăm primăria din temelii. Pe lângă asta, eu țin foarte mult la amenajarea câtorva părculețe. Sunt chestiuni poate simple, dar sunt realizabile, am găsit terenurile, am găsit fondurile cu care putem face acele părculețe. Este unul în nordul orașului pe 11.500 de metri pătrați, este alt mini părculeț pe 6.300 de metri pătrați. Le putem face rapid și lumea o să vadă chestii concrete. De asemenea, pe parte de salubritate, vom intra foarte tare, pentru că nu e posibil ca în Constanța a secolului 21 să avem maldere de gunoaie pe stradă și să fie zone din acestea infecte pur și simplu. Deci asta e o mare problemă. La fel, vom începe să facem niște proiecte referitoare la amenajarea de locuri de parcare. Asta din bugetul local nu vor fi foarte multe la început, pentru că nu avem fonduri europene la dispoziție, dar un început trebuie să existe. Primăria, din păcate, n-a venit nici măcar cu un singur proiect de parcare supraetajată sau subterană făcută pe undeva. O ultimă, nu întrebare, un mesaj pentru constanțeni. Mesajul nostru pentru constanțeni este următorul. Îmi doresc foarte mult să fie atenți la tot ce se întâmplă în perioada următoare pe scena politică, să aibă încredere în generația tânără. Este o generație care acum se gândește la viitor, luptă cu toată forța asta împotriva unor mafii locale, luptă împotriva unor moguli care pun toate milioanele în scopul de a pune mâna în interes personal pe acest oraș. Nu ne lăsați singuri. Avem nevoie de voi, pentru că numai împreună putem să schimbăm Constanța și putem să refacem acest oraș, să-l facem să renască. Ne gândim la viitor, ne gândim la copiii noștri, vrem să le dăm posibilitatea ca pe viitor să-și dorească să aleagă să stea în Constanța, să învețe în Constanța și să muncească, să-și facă familie în acest oraș, care poate fi unul minunat. Avem potențial, putem fi cel mai frumos oraș din țară. Într-un fel și suntem. Vă așteptăm alături de noi și vă rog să aveți încredere că noi suntem schimbarea reală la Constanța. Niciuna dintre celelalte variante nu își doresc schimbarea reală în Constanța. Dacă vorbesc din punct de vedere al membrului de partid și al partidului în care am intrat, USR Plus este, bineînțeles, singura opțiune pe care am avut-o și la care am achesat de-a lungul vieții mele. Dacă vorbesc din punct de vedere al candidatului la președinția Consiliului Județean, USR Plus este de fapt munca pe care o avem noi în spate. Este de fapt ceea ce ne dorim și de fapt o rezultantă a speranțelor pe care noi le-am generat și de fapt în care noi ne punem cea mai mare încredere. Și aici nu vorbim numai de sloganuri politice, vorbim de fapt de realitatea actuală. Vorbim de ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, vorbim de ceea ce noi ne dorim și am demonstrat de fapt că putem face. Dacă ar fi să vă adresați, ar fi posibil să vă adresați tuturor alegătorilor într-un anumit moment, cu 10 secunde înainte să pună votul, ce le-a spune? Le-aș spune că USR Plus este cel care a venit pe jos în politica românească, dar acum e pe cei mai mari cai, pentru că știm ce avem de făcut și știm că ceea ce vom face va fi ceea ce trebuie pentru ei. În primul rând pentru ei. Lansarea programului politic denumit Constanța Renaște.